Bun găsit, copii! Sunt Cornelia. Împreună vom călători pe tărâmul matematicii. Avem invitat surpriză. Să-i cunoaștem! Albinel a sosit primul în fața școlii și este tare nerăbdător să ajungă autobuzul școlar în care se află Albinuța, cea mai bună prietena sa. Deci, în fața școlii sunt două albinuțe. Lecția noastră este numărul și cifra 2. Să ne amintim cântecul cifrelor. Hai să zicem 1, să se facă 2. Două mâini copilul are, una este luna. Albinuța vă invită să descoperiți cifra 2 și să o încercuiți. Pe primul rând, cifra 2 se află la final, o încercuim. Pe al doilea rând, o dată o avem și încă o dată o încercuim. Pe al treilea rând, o încercuim de 3 ori. Câte cifre 2 am încercuit? Le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifre 2. Cum scriem cifra 2? Elementele componente sunt un baston, o linie șerpuită. Împreună vom realiza cifra 2 fără să ridicați creionul de pe caiet. Exersăm. Bravo! Albinel vă îndeamnă să scrieți în casete cifrele 0, 1 și 2 după caz. În prima mulțime observăm O la lea. Scriem cifra 1. A doua mulțime are două mere. Vom scrie cifra 2. A treia mulțime nu are niciun element. Vom scrie cifra 0. Ultima mulțime are doi fluturi. Vom scrie cifra 2. În ce anotimp suntem? Toamna. Grupați prin încercuire doar fructele de toamnă. Două mere, două pere, un ananas nu este fruct de toamnă, o căpșună nu este fruct de toamnă, două prune. Avem trei mulțimi cu câte două fructe de toamnă. Albinel și Albinuța sunt tare mândri de voi și vă felicită. Pe curând, copii!